Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Mă gândeam la perioada asta îngrozitoare, mă rog, este foarte, foarte cald peste tot și evident în oraș e și mai rău, că este efectul ăsta de microclimat din cauza betonului, asfaltului, foarte, foarte rău. Un deputat din Brașov propune ca toate blocurile din România să fie vopsite în alb, ca să devină mai răcoroase pe timp de caniculă și să știți că nici măcar nu este o idee atât de rea. Adică măcar acoperișurile ar putea fi vopsite în alb. Și să punem staniol pe geamuri stas. Adică să aibă toată lumea staniol standard. Aia e o chestie individuală. Poți să o faci. Dacă vrei să faci asta și să păstrezi puțină răcoare în casă, da, poți și faci așa ceva, sau tragi la perii. În București, după ce toate primăriile de sector au învelopat blocuri gratuit înainte de alegeri și asta vine mănușă să vopsească blocurile. Haide-mă că nu ești de complicat. Perfect. Și oricum este mai ieftin decât o învelopare de bloc. Acum nu sunt sigur, dar cred că se pune pe acoperișul blocului, acoperișurile blocurilor în foarte multe cazuri, un soi de carton bituminat, care este negru, da, cu smoală, și care este practic o suprafață de încălzit blocul respectiv. Și în condițiile în care vremea, din păcate, e cum e, cred că e o idee foarte bună. Sau să faci, uite, pentru asta în schimb ar costa mai mult. Dar cred că se pot accesa fonduri europene ca să faci pe acoperișuri spații verzi, cu plante care rezistă la temperaturi ridicate. Cred că nu toate clădirile sunt adaptabile pentru chestia asta. Evident că nu toate sunt, dar unde se poate, de ce să nu faci așa ceva? Știi? Sau mai filtrezi praful? Sau să pui panouri, sigur că da. Panouri cred că se pot pune. Trebuie să te înscrii cu asociația de proprietari. Nu înțeles dacă există asociații care s-au înscris în proiectul ăsta cu panouri fotovoltaice. Da. Mă rog, aia cu grădinile e mai complicată, că la noi e greu să întreții orice, că de făcut o faci. Da. Dar trebuie să se ocupe cineva, ies discuții, a venit vecinul și a pus roșii. Da, deci n-a pus mătrungel. Și de ce să nu pună roșii, mă? Care e problema? Să de ce a pus domnul Egipu roșii? Și noi de ce nu beneficiem de roșiile respective? Să se pună și o piscină, dacă se poate. Da. Băi, s-ar putea face, adică, bun, sigur, astea costă, nu cred că poți obține fonduri europene pentru asta și nu știu dacă permite structura de rezistență a oricărui bloc să faci piscină pe acoperiș. Asta e dificil, da. Dar spații versus, da, de ce nu? Mici terase, de altfel sunt dezvoltatori privați care încearcă să vândă în felul ăsta. Păi apartamentele noastre costă un sfert de milion de euro, două camere, pentru că sus avem o terasă unde... Am văzut un bloc de genul ăsta, care are pe acoperiș spațiu verde pe toată suprafața și o piscină unde au acces doar membrii asociației, ca să zic așa. Cei din de bloc? Ce nu? Și dar e foarte faină ideea. Vopsit un alb sau placarea cu ceva alb a acoperișului ar fi, cred, soluția cea mai simplă și are darul de a reduce temperatura în apartamentele de dedesubt, evident. Deci mai puțin consum energetic și confort mai mare și în clădiri, în general, cu câteva grade Celsius. Adică chiar nu e de aici, de acolo, știi? Da. În loc să ai 43 de grade în casă, ai numai 40. Practic este o plăcere. Mult mai bine. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.